Noi nu ne-am dăruit viața lui Iisus Mântuitorul numai pentru vremuri bune, numai când e în cer senin, numai când ne merge bine și hambarul nostru-i plin, numai când nu-i prigonire și e numai libertate, veselie, voie bună și avem belșug de toate. Și noi ne-am dăruit cu totul pentru veci, pentru vecie, pentru cer, pentru Iisus și a Lui împărăție. Fie bine, fie greu, fie numai prigonire, fie numai anticrist, martiraj și sălnicie, fie să apucăm noi fiara și al lui număr blestemat și să fim ceruți ca jertfă pentru cel ce ne-a salvat, noi și atunci, când totdeauna vom păși înspre un mai sus, gata pentru sacrificii și adevărul lui Iisus. Și de-o fi apocalipsul să se înceapă chiar cu noi, înainte, frați, în Domnul, niciun pas dat înapoi, sus drapelul mântuirii și atunci și mai sus, să se știe pretutindeni că suntem de-ai lui Iisus. Până acolo, încât infernul, cât ar fi de înzestrat, cu tehnologie multă și la cârmă instalat, să cunoască și să știe că-și triumful glorios aparține la aceia ce-s eroi ai lui Hristos. Chiar de ajung martiri pe fronturi, nu acceptă compromis, dimpotrivă, doar atunci ei sunt siguri că au învins. Moartea în trup pentru cel veșnic, pentru scopul cel suprem, asta înseamnă veșnicie cu stăpânul cel etern. De aceea nu ne-mi frică niciun fel de martiraj. Merită stăpânul nostru să-l slujim cu mult curaj. Merită cântarea noastră să răsune glorios și în arenă, și în celulă, și în apă, și în foc. Nor de martori, nor de martori, ce de fiare ați fost mâncați! Vi se cântă azi cântarea de urmașii voștri, frați! Până la marea întâlnire, sus pe plaiul celui sfânt, încă se mai cere jertfă, nu în cer, ci pe pământ.
noștri ce s-au stins, de dorul lui au fost aprinși, mergeau cântând pe arene. Când legile amenințau și atunci cei n-aveau frică, când fiarele le slobozeau, pe mici și mari stâșiau, dar ei de dor mai mult ardeau, nici de asta n-aveau frică. Eu n-am să vin ca hoț, când voi striga la voi, la toți, mireasa mea să vină! În vremea ce ne-a mai rămas, să stăm în așteptare. Să nu dăm rămas, căci vine!